Aici ne vin în ajutor întrebările. Unde se petrece acțiunea? Când? În ce anotimp? Cine sunt personajele? Ce fac acestea? Cum acționează? În ce scop? Îți prezint în continuare câteva idei structurate într-o schemă simplă. Prima imagine. Informații importante. Anotimpul. Detalii, alte elemente prezente. Un cuib, păsări, motan. A doua imagine. Informații importante. Andrei. Detalii, chipul său. Oare ce vede? A treia imagine. Informații importante. Așează puiul în cuib. Detalii. Se urcă în copac, iar pasărea mamă se bucură. Ultima imagine. Informații importante. Andrei salvează puiul de pasăre. Detalii. Pasărea îl lasă să se apropie de cuib. Băiatul numără puii. Iată în continuare un exemplu. O faptă bună. Era o zi senină de primăvară cu cer limpede. Natura și-a dat jos mantia albă, purtată o iarnă întreagă și s-a trezit la viață. Soarele își strecura razele printre crengile copacilor. Andrei și prietenul său necuvântător Felix, un motan jucăuș, au ieșit la plimbare. Bucuros, motanul o ia la fugă, dar se oprește brusc lângă un copac, unde zărește ceva în iarbă. Era un mic pui de pasăre căzut dintr-un cuib, iar motanul era pregătit să-l apuce cu ghearele. Andrei ajunge, din fericire, la timp și ia în mână micul pui pe care îl așează cu grijă în cuib. Băiatul privește bucuros că a reușit să salveze micul pui. Totul e bine când se termină cu bine. Atenție, copii! Nu este bine să punem mâna pe puii animalelor sălbatice, așa cum a procedat băiatul, deoarece, după ce le atingem, acestea nu își mai îngrijesc puii. Acum e rândul tău. Sper că ai înțeles ce trebuie să faci. Îți voi arăta din nou pașii după care te vei ghida. Alcătuiește un text folosind imaginile de mai jos. Găsește un titlu potrivit.
Iată din nou pașii. Poți să oprești acest videoclip pentru 10-20 de minute, să notezi în caietul tău informațiile importante și detaliile, cum ai văzut mai devreme. Astfel îți poți alcătui propriul tău text. Eu voi merge în continuare cu propriul meu exemplu pentru primele două imagini. Atenție! Tu ai ideea de a adapta, iar fiecare dintre noi avem idei diferite. Ceea ce eu am să-ți arăt reprezintă o variantă de scriere a unui text după imagini. Acest lucru înseamnă că orice variantă poate fi corectă, atâta timp cât ai respectat regulile de scriere, de punctuație, de așezare în pagină, iar renunțurile tale sunt clare și au legătură cu imaginile prezentate. Prietenia. E o zi senină de primăvară. Soarele își trimite razele timide spre pământ, iar albinele harnice au început să strângă polen. Miruna și Rex s-au hotărât să se joace pe câmpul plin cu flori aproape de